Alleluia, 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 și prin adâncul înțelepciunii, o iubirea de oameni toate lăchivănesești, și ce Sfântine nădejdea te-a pus, prefăcătorul și zitorul și Dumnezeul nostru. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De tine zis și liman te avem și rugătoare bine primită către a credincioșilor mântuire. Omenește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Odihnește, Doamne, sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale vor ajuta mie. Rătăcită în caoaie pierdută, caută spre robii tăi, ca poruncile tale nu le-am uitat. Numele tău, aleluia! Și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Cei ce pe meu lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște mii, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nu dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne! Învață-ne pe noi, îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tăi, odihnește, trecându-le lor toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului, pe o Dumnezeire între străluceri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin Tine și noi să aflăm raiul născătoare Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeul. Miluiește, Dumnezeu, mare mila ta. Rugăm-ne-ți-o, și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Care rugăm pentru odihna sufletelor adormiților roi, ostași, luptători români din toate timpurile și toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței sămușești, pentru întregirea neamului, pentru demnitate și libertate națională, pentru robii lui Dumnezeu, caporal Găburiș Dumitru, soldat Ciubotaru Nicolae, soldat Pavel Costache, sublocotenent Adam Ioan, sergenții Abălăbănoaie Ioan, Balaban Vasile, Chiriac Dumitru, Grigoraș Costache, Balaban Neculai, caporalii Ladaru Vasile, Gavrilă Ioană, Maxim Costache, Ștef Dumitru, Gavrilă Costache, fruntaș Grigoraș Vasile, caporalii Botezatul Ioan, Grigoraș Dumitru, soldații Mărza Vasile, Pintea Vasile, Pintea Costache, Balaban Ioan, Patriche Vasile, Mihailă Costache, Mihailă Vasile, Mihailă Ioan, Parfene Gheorghe, Motoca Ioan, Gabăr Dumitru, Ghidibaca Vasile, Diaconul Costache, Pintea Neagu, Curea Costache, Petrescu Vasile, Gabăr Constantin, Roman Vasile, Bujor Nicolae, Făcăuaru Costache, Făcăuaru Dumitru, Leonte Costache, Leonte Costache, Leonte Vasile, Mocanu Ioană, Butunac Dumitru, Mareș Neculai, Tocilă Constantin, Tocilă Ioană, Ladaru Vasile, Arhip Vasile, Românescu Dumitru, Motoca Vasile, Motoca Vasile, Ciobanul Constantin, Ciobanul Vasile, Baciu Toma, Popa Ioană, Dascălu Dumitru, Dumitrașcu Dumitru, Ciubotaru Vasile, Chirița Vasile, Merișan Vasile, Mihailă Iordache, Negru Costache, Măgirescu Iordache, Munteanu Costache, Mihailă Iordache Ioan, Motoca Mircea, Clipa Ioan, Clipa Ioană, Iosopescu Dumitru, Ciubotaru Ioan, Veliche Gheorghe, Tocilă Vasile, Cioloca Ioan, Curea Vasile, Curea Gheorghe, Metu Vasile, Eva Ioană, cu tot neamul lor cel adormit, cu toți cei care se vor pomeni astăzi, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze spetele de toți drept să definesc mila lui Dumnezeu împărăția cerului, iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel foarte, și Dumnezeu nostru, cel Domnului, să rogăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, care călcat moarte și pe diavolul l-ai surpat și ai dorit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, robilor tăi pomeniți, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea sau suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să trăiască pe acest pământ să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna. Adormiților, robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și cele fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici un tristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Hai, născă
tare Dumnezeu și noi încă nu vinim. Într-o cântări și pe Dumnezeu al vedea nu cu putință oamenilor, spre care nu cutează, căutau strângerești. Iar Sfintinii prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăbindu-l coștile cerești, spre tine te ferice. Iarăși, iară plecând și în ochii noștri Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le dorei puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai vrednicit și pe noi smeriți și nevrednici slujitorii Tăi, să fim moștenitori aceleași prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, pe noi smeriți și nevrenți slujitorii Tăi, iartă robilor Tăi pomeniți astăzi orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu Sfinții care din veac o bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de Tine, că binecuvântat și preamărit ești în veci. Amin. Într-o fericită pomine, vești amin. Sufletele la dormit, păi eroi pomeniți astăzi, dormit și ne fărăvești. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Ai voștri străini.
sfânt și scopul ei prea sfânt. Muri mai bine luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Eroii n-au mai apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă. În dreapta țineau dragostea de țară, au apucat doar să se închine și să moară. Azi trupul lor, ascuns pe sub pământ, este în istorie cuvânt. De rugăciune și iubire pentru țară, ei au știut doar să se închine și să moară. Cu gândul la copii și la părinți, au murmurat cuvântul către sfinți, simțind că nu e rană să te doară mai tare decât dragostea de țară. Eroii noștri dorm cu minți, au apucat doar să se închine și să moară. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Cât mai trăim să nu-i uităm, un semn de dragoste doar să le dăm. Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi. Presărați pe-a lor morminte, mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scris în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alinați cu acest cânt, dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori spre a fi mai dulce somnul miilor de luptători. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scris în cărțile de aur cântecul nemuritor. Pe copii la sânul vostru alinați cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor având. Dezeliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Haideți cu toți români de peste munți și voi, ne cheamă sub drapel, e cel mai scump apel să-l apărăm cu drag. Victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Nimic nu e mai sfânt, nimic pe acest pământ, ca țara de eroi unde trăim și noi. Victoria e cu noi, victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Cu drag trebuie apărat, iubită țara mea, lipsită de nevoi, dar plină de eroi. Victoria e cu noi, victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Victoria și gloria, sună victoria pentru noi. Plânge, maică Românie, cam să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nici o fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri, peste veacuri, onoare ne vor da o știm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare. Hey.
Noi suntem cei chemați să apărăm munții noștri cei frumoși. Noi suntem cei chemați să apărăm munții noștri cei frumoși. Căci luptători de frunte suntem noi și viță de eroi, eroi, eroi. Căci luptători de frunte suntem noi și viță de și viță de eroi, eroi, eroi. Căci luptători de frunte suntem noi și viță de eroi. Unde au fost trași pe roată de dușman Horea, Cloșca și Crișan? Unde au fost trași pe roată de dușman Horea, Cloșca și Crișan? Căci luptători de frunte suntem noi și viță de și viță de eroi. Nu vom ceda nicio palmă de pământ, chiar de vom intra în mormânt. Nu vom ceda nicio palmă de pământ, chiar de vom intra în mormânt. Căci luptători de frunte suntem noi și viță de eroi, eroi, eroi. Căci luptători de frunte suntem noi și viță de sub iarba ce a crescut pe, câmp, pe dâmpuri de morminte, sub mrejele, pe mrejele uitării, ca zac mii de oseminte, a celor ce au căzut pe câmpuri de morminte, sub ciuruite gloanțe și bombe cu văpaie, cu vuietul pe buze și sânge prin tranșei, i-au murit la Oarba, pe Someș, la Carei. Să-și apere menirea și scumpa noastră glie, să-și reîntregească țara, o, dulce Românie! Ai fost mereu râvnită de est și din apus, de marile imperii ce biruți s-au impus. La buciumul ce sună și astăzi din Carpați, românii și-au aminte de marilor bărbați, de Mircea și de Ștefan, de marele Mihai, de cei ce dorm în pace pe românescul plai, de au fără milă cu hoi de tăvăluge, potop trimis din ceruri pedepse mai nălice. Dar n-au trecut urgia și ură omenească, nici chinurile aprici sub placăra cerească. De aceea să avem grijă de tainice mormânturi pe care sunt acum ce se leagă de vânturi. Să siva oare timpul un drum mlădios, să avem standard în fața cuvântului lui Hristos, să apară printre oameni iubirea, armonia și să dispară veșnic ura și dușmania. O, Doamne, fie-ți milă și fă din noapte zi și scutură-i din ceruri până se vor trezi pe cei bolnavi la minte, că nu mai simt ce doare, dreptate, libertate, fă pace între popoare. O, taina provedinței, unealtă de urgii, ce ai născut din ceruri pe cei ce vor trezi, din moarte fă viață, din negură un soare, iar pe morminte crească în loc de spini o floare. Voi spirite viteze a marilor străbuni, aflați că în țara noastră noi mai suntem români. Îl mai purtăm în inim pe bravul Decebal și n-am cedat cu toții la Cotropirival. Slăviți străbune noștri din vremuri de lumini, noi suntem încă oameni, noi mai suntem stăpâni. Și dârși ne ținem încă pe plaiul românesc, în legea cea străbună și dreptul strămoșesc. Inima aprinsă a marelui străbun luminează viața neamului român. Inima vitează, inima de foc, dă-ne fericire, pace și noroc. O, Doamne, nu slăbite din moșii, din bătrâni, ascultă noastră rugă, noi vrem să fim români. Să iardem dintre neamuri pe Iuda și Cain, să ne spălăm de ură, de teamă și venim. Trezește-te, române, și nu mai sta în genunchi, ești rodul cel mai mândru, născut din vechiul trunchi. Ridică-te, române, fecior din Decebal, ridică-te, Moldovă, ridică-te, Ardeal. Inimă aprinsă
luminează viața neamului român. Inimă vitează, inimă de foc, dă-ne fericire, pace și noroc. La focul care învie, veniți de vă închinați, români de pretutindeni, veniți surori și frați. Pe inima speranței, jurați fecior nepoți, o viață în libertate sau moarte pentru toți. Mi-e dragă țara asta în care m-am născut, mi-e drag și satul mic în care am crescut. Mi-s dragi românii harnici, cinstiți de omenie, ce-au stat ca stânci în valuri ca țara să mai fie. Cinstesc pe toți aceia ce pildă ne-au lăsat, ca noi să fim azi liberi, chiar viața lor și-au dat. Trecut au prin necazuri, război și sărăcie, convinși că Dumnezeu le-a dat această glie. Mă încearcă sentimente de adâncă prețuire pentru acei ce țara slujit au cu jertfire și n-au vândut pământul pentru un blid de linte. Privesc atent în urmă, în duc de mulțumire, căci am primit o țară în dar ca moștenire. Pământul roditoare, munți, dealuri și câmpie, cu ape cristaline, belșug de bogăție. Dar mă gândesc adesea, cu multă îngrijorare, când văd că în țara mea păcatul-i tot mai mare, cu oameni ce înjură și mint, ucid și mint și fură, ce nu se tem de Domnul, n-ascultă de Scriptură. Să nu lași, Doamne, țara pe mâna celor care condus sunt doar de bani și duh de destrămare, ci să ridici tu oameni cu teamă doar de tine, smeriți, cinstiți, uniți și făcători de bine. Să vină, Tată, vremuri de har, de înviorare, să întoarcă acasă frații plecați peste hotare, iar cei ce azi se luptă, familii să distrugă, mustrarea și îndreptarea pe toți să-i ajungă. O, Doamne, fie-ți milă, trezește România, salvează-o din capcane ce au adus robia. Să fim o țară în care domnia ta să crească, credința și iubirea pe veci să înflorească. Hristos s-a înălțat, sfințiți eroilor neamului! Da, suntem în primul rând Hristos a înălțat și să continuăm puțin ultimele versuri sau ultimele gânduri ale copiilor pe care ni le-au transmis, pentru că într-adevăr, fără să ne dăm seama, și noi suntem părtași unui război pe care l-am dus și îl ducem în continuare. Un război poate mai periculos decât cele pe care le-au dus înaintașii noștri, în tranșee și cu dușmanul în față. Suntem în perioada în care și noi suntem într-un astfel de război, mai ales nu neapărat cu acel virus, ci cu acei viruși care încearcă să ne domine, să ne domine atât pe noi ca ființe, ca români, și nu numai ca români, ci pe întreg globul se întâmplă chestia asta, și mai ales la noi să îngenuncheze o credință care dăinuiește de mii de ani. O credință pe care au încercat mișelește să o atace pe la spate și în aceste câteva cuvinte pe care vreau să le spun, vreau să felicit și să încredințez de toată considerația preoții care au ținut steagul sus și care ne-au făcut să ne simțim liberi chiar atunci când a trebuit să primim Sfânta Împărtășanie pe ascuns sau să primim aghiazma dintr-o mașină care ne împrăștia apa binecuvântată de la porțile noastre. Să nu uităm aceste lucruri și să le punem alături de faptele de vitejie ale celor care, într-adevăr, pe care îi cinstim prin aceste morminte și prin aceste monumente, dar să nu uităm că eroi vor fi și acești copii minunați pe care îi avem în față și în care acum, de exemplu, astăzi am simțit o anumită paloare a exprimărilor, dată și de faptul că aproape 2 ani au stat despărțiți de cei care trebuie să-i educe și care să-i povățuiască.
sperăm ca lucrurile să evolueze spre bine și sperăm ca, în primul rând, inimile noastre să nu fie răpuse și să nu fie îngenunchiate, pentru că acel virus face ravagii, nu acei virus fac ravagii nu neapărat în ființele noastre ca și carne, ci în sufletele noastre. Să nu le lăsăm produiți de aceste lucruri și să cu demnitate să mergem înainte și să ne ducem acel mesaj pe care înaintașii noștri l-au transmis. Ei au murit ca noi să fim liberi, noi nu trebuie să murim să fim liberi, ci trebuie să luptăm cu încredere și mai ales cu multă speranță. Să lăsăm deoparte pe cei care impun ură, care ne îndeamnă tot timpul la tot felul de fără de legi sufletești și să mergem cu credința în Domnul Iisus Hristos și în Dumnezeu înainte și spre bine. Mulțumim încă o dată, mulțumesc încă o dată din suflet, spun bisericii și școlii, pentru că iată cele două standarde fac ca națiunea noastră să reziste, umanitatea să reziste și mai ales să reziste omenirea, omenia. Mulțumesc, Hristos a înviat și să aveți sănătate multă și Dumnezeu să vă dea numai. Nu țin neapărat să mă ascult sau să vorbesc, dar o completare la ce a spus domnul primar, cu o nuanță mai mult pentru cadrele didactice. Să știți că suntem bombardați și puteți verifica cu mesaje anti-România veche, și o să mă explic ce vreau să spun, chiar de la vârful așa zișilor teziști, profesori, profesori universitari, și vă rog să fiți atenți la mesajul pe care îl transmite rectorul universității, celei mai mari universități din Cluj, Universitatea Babel Bocea. Este un domn, îmi scapă numele, așa, mă revoltă ce am auzit la un interviu dat, cum că trebuie să separăm istoria veche de istoria nouă. Prin istorie veche înțelegând istoria de până la aderare. Și că în aceste lecții de patriotism, pentru că ce am săvârșit acum partea aceasta laică, este o lecție de patriotism, prin participarea copiilor, participarea cadrelor didactice a școlii, să ne adaptăm limbajul cel care cuvântă la Europa, la valorile europene, pentru că în abordarea patriotismului de tip vechi, adică al istoriei vechi, există foarte multe clișee și ținta este biserica. Referitor la, știți, nu mai comentez, iar referitor la patriotism, ne recomandă domnul profesor universitar să ne iubim limba, să ne iubim poporul, teritoriul nu-l mai pune ca și pe celelalte două, îl pune cumva în paranteză, se poate și teritoriul. Și cam atât. Și să nu uitați că veți merge cei tineri în străinătate și unii cu timpul veți cere să faceți, să primiți acolo cetățenie și o să vedeți că una din disciplinele la care sunteți verificat este istoria patriei în care doriți rezidență. Rezidență e până la cetățenie. Iar nouă ni se recomandă să renunțăm la o parte din istorie. Ori, imaginați-vă, ați făcut, cei care sunteți în clasa 8, au făcut un pic de istoria României. Imaginați-vă că din istoria veche noi putem renunța la elementele sau la reperele cele mai importante care ne-au marcat viața românilor, de suntem astăzi în granițele în care suntem. Este războiul de independență și aici vă rog să analizați trecutul recent. La 9 mai președintele n-a spus un cuvințel despre câștigarea independenței României, s-a referit doar la ziua Europei. A fost ziua tratatului de la Trianon, pe 4 iunie, la fel, erau mai importante plimbările cu bicicleta prin București. Deci vedeți
mesaje de la cel mai înalt nivel subliminare, apropo de bombardamentul zilnic, care dorește, prin care se dorește o degradare mentală a românului. Dacă ar putea să renunțe la trecut și să îmbrățișăm, nu zice nimeni că să nu îmbrățișăm valorile moderne ale Europei, dar valori, nu să înlocuim valorile noastre care presupun patriotism cu valorile de acolo. Gata, am terminat. Hai, copii. Hai.